Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Full Craft Uite aici și uh, intro nostru super super dacă cred e a, treia, e a treia când uh, nu uit să, să, fac acest intro cu pompierii și cu super chestiile astea jmechere Pe care vi le-am spus că o să facem o tradiție din chestiile astea um, Și după cum vedeți aici am mai făcut încă un... Um, încă un... Colossal chest și poate vă pentru ce M-am Uh, M-am documentat despre chestiile astea și am văzut că eu am aici foarte foarte multe, uite item filterul ăsta trebuie să le iau de aici um, Am foarte multe lootbag-uri și nu o să stau să iau fiecare lootbag în parte să-l uh, să deschid Pentru că ar fi destul destul de nașpa, adică mie, mie nu mi-ar plăcea să stau pentru fiecare lootbag în parte Cel puțin sunt extrem extrem de multe lootbag-uri uh, și n-are rost și am testat asta înainte și nu știu unde a dispărut chestia aia foarte importantă, dar o să o facem. Uite, avem aici un bag opener uh, și trebuie să-l facem, iar nu înainte de asta, după cum vedeți, am, avem aici toate-toate astea. Avem uh, Supreme Furnace-ul, am stat extrem de mult să facem toate-toate uh, uh, materialele pentru Furnace-ul ăla super, super Șmecher zic așa, adică se zice că e unul dintre cele mai bune furnance și știu că cineva de pe, de pe live mi-a zis să fac acest uh, furnace, și hai să-l facem, adică totuși dacă suntem aici și-l facem, uh, Cine ce mai trebuie pentru ultimate Furness, nici deci nu mai țin minte, ok, deci wither, cred că le am, cred că le am, ok, super, chiar le am, super, super tare, nu știu, nu sunt sigur dacă îmi trebuie Uh, energie să alimentez chestia asta, dar nu știu dacă, adică uite, hai să-l pun, să pun aici. Îl voi pune aici. A, ah, ok, cu coul. Uh, și hai să testăm acum, să vedem care e care ideea și vreau să prăjez niște cobblestone pentru că... Uh, oh, da, și avem un quantuple compressed cobblestone tot din beguri am, am testat mai înainte chestia asta și uitați-vă câte, câte, bucăți de cobblestone sunt într-o singură bucată, sunt 59.049 de blocuri într-un singur bloc, deci în blocul ăsta sunt 59.000 de blocuri de cobblestone și uite, vedeți cât de greu se sparge, uh, chiar, 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 sunt foarte curios să văd cât de repede, cât de repede uh, meltuie e toată toată chestia asta hai să-i dăm drumul deci de aici zice care 9001 eficiență. Uh. <laughs> Ce a fost chestia asta deci uh, pe bune pe bune chestia asta cu un căul. What. What? Deci chestia asta este super, super eficientă și de-aia se numește Ultimate Furnace, chiar mă bucur că am făcut asta, mersi care mi a zis să fac să fac chestia asta. Acum hai să trecem la Bag Opener pentru că asta ne, ne, va, ne va face nouă viața mult mai ușoară și uite vom folosi item Conduit ca să facem, să facem toate chestia asta. Am pus aici două în caz că, adică hai să le folosim pe asta. Ok, punem unul aici de, uh, hopa, nu așa. Deci O să vină de extract, aici o să, vie in, o să vină insert și o să punem astea. Ok, și o să se ducă exact acolo. Super! Uh, hai să punem aici torțele înapoi jos și o să vă deschid imediat. Uh, o să deschid imediat. Uh, Acestul ăsta gigantic, să vedeți care e ideea Și vă zic că avem o problemă cu toată chestia Deci, uitați-vă și voi, oh, uite, avem încă unul, Încă un quantiple chestia asta Deci avem undeva la 100.000 de blocuri um, E aici o fază nașpa Adică, uite, hai să luăm Să luăm chestia asta pe care le putem deschide Și să le deschide, să, pe toate să le deschid Pentru că mie îmi place să le deschid Îmi place să le deschid pe toate așa deodată uh, E maker. Um, vreau să pun asta Ok Asta, astea Asta, asta. Aici tot timpul trebuie să-mi fac curat în, în, în inventar înainte de, de, fiecare video. Deci haideți să vă arăt. Deci o să facem așa cu item conduit o să facem foarte ușor. Deci aici trebuie să punem pe tot timpul always active și aici trebuie să punem să nu fie pe extract, trebuie să fie pe insert. Acum după cum vedeți le deschide. Aici îi dăm extract poc așa. Aici trebuie să mergem să-i dăm insert. Și ceea ce partea cea mai nașpa după cum vedeți. Uh, chestia asta le deschide până la un moment dat uite le deschide până până acum acum nu mai nu le mai deschide trebuie să repun chestia asta iar și trebuie să-i dau aici pe insert și aici să pun pe all is active. și iară tot timpul se reumple și le redeschide și nu înțeleg de ce nu am nu înțeleg de ce face chestia asta pentru că mă cam enervează chestia mai enervează și trebuie să să-i dau refill de fiecare dată dar ținând cont că e mult mai eficient decât deschisul de mână. Uh, Aș putea, aș putea face chestia asta, dar mă cam enervează, nu, nu înțeleg de ce, dar uite, mai dă să mă deschid. deschid, vedem 81 de blocuri, ok, nu contează. Hai deschidem chestiile astea, filtrul ăsta o să-l bag aici și vreau să deschid toate astea, o să le deschid așa pe toate dată. Sper să-mi pice ceva bun. Mamă, ok. Flawless, deci quality crude, asta cred că până acum e cel mai bun. come on, come on, nu mi-a picat până acum nicio legendară, deci nicio, oh, uite, good. Deci pe bune nicio legendară nu mi-a picat, de picat numai comune și ok, nimic, nimic bun, chiar nimic bun până acum. Uh, și o să arunc toate, toate astea aici. Și uh, okay. o să mergem înapoi la, la chestia asta, pentru că am găsit aici uh, o chestie super interesantă, un can, un watering can mai exact. Uh, uite exact ăsta uh, pe care trebuie să-l facem, uite să facem așa, poc îl punem aici, avem și water can ul și putem să-l facem Ok, nu avem obsidian, obsidian mi se pare că avem acolo, bă uh, ce-am noroc, ce-am noroc e aici pică, pică din astea cum se numesc uh, nether star Aici pică Nether star și chiar sunt foarte bune. O să am nevoie de chestia asta pentru că vreau să fac ceva, o să vă arăt imediat o chestie. O, oh, uite avem și dartboard. Um, vreau să fac o chestie din asta super nouă um, și poate o să renunț la grinderul ăla de jos de acolo pentru că șansa să-mi dea capete e foarte mică. Deci șansa de a-mi da un cap este extrem, extrem de mică. Uh, ok, și punem astea aici astea și o să ducem înapoi la mob. Uh, și vreau să fac mob grinderul ăsta de exemplu adică eu am nevoie de chestiile astea ce am ok n-am blocuri de redstone și nu știu de ce uh, ok facem două de astea și haideți să vedeți care e ideea cu chestia asta mergem folosim și watering can-ul ca să, să fie totul super, super ok. Deci avem 2 milioane, să verificăm, trebuie să verificăm și astea din când în când, să vedem cât, cât a mai rămas, 1 milion, 2 milioane, ah, acolo cu siguranță. Și noi dacă, eu dacă eu stau cu chestia asta așa, astea o să crească mult mai repede. Uitați-vă, deci 8-6% e deja e matură, uite, 5-7%. Și tot crește, tot crește, tot crește și hopa, și îmi place, adică ia să vedeți cât de repede crește pe chestia asta. Pe chestia asta cred că crește mult mai greu. Adică uitați-vă și voi cât de repede crește pe toată, toată asta. Și chiar îmi place, mi se pare super, super tare. Să stau așa să, să ud în continuu toate. Nici nu știu ce rază de... Ce rază de efect are toată chestia asta. Chiar sunt, chiar sunt curios de, de, de dacă există un alt watering, a uite, 5 pe 5, ok, 1, 2, 3, 4, 5, a ok, nu, n-are efect pe toată, dar are efect pe, are un efect destul, destul de mare, are un efect destul de mare, uite, asta cred că este deja matură. da, ok, cam așa arată, uh, noroc și cu ferma asta și haideți să vă, să vă arăt ce, ce constă mob masher nu am folosit, uh, doar am văzut un video în care ne zice că e mult mai bun mob masher decât dropper Ok, ăla e gol deja Trebuie să mergem să-i dăm un refill um, Și, o, oh, ai de mine Ce are chestia asta? Ai dăm pull Push Hmm Ok, nu, nu înțeleg ce are, nu contează. A, ah, văd că momentan funcționează chestia asta. A, ah, știu ce are. Gata, dar stiam, stiam, știam. știam, știam. Uh, ok, și fiți atenți care e ideea, o să vă arăt aici sus și dacă o să îmi o placă ideea cu chestia asta că nu-i meresc nu cușa. Și fiți atenți, eu dacă pun chestia asta aici pe jos, eu cred că trebuie să-i dau ceva semnal ener energetic uh, și o să, o să folosesc un lever pentru că de fapt trebuie să-i dau un semnal redstone. Uh, și dăm așa, punem un lever și mergem cu leverul afară și cred că o să funcționeze cu asta. ia să vedem. Ok, funcționează și chestia asta cred că dă damage, da, dă damage și... Uh, și e foarte util. Deci extrem de util. Uh, și dacă punem un 3 pe 3 de gen să punem 9 și am pune undeva jos și facem un spawner din ăsta, asta am avea mult mai multe dropuri și uh, dropuri mult mai bune decât un grinder, adică un dropper uh, care să, ca să dropeze acolo jos. Și mă gândeam să urc până nu știu undeva la nivelul ăla. Uh, și văd că ăștia o duc problema cu energia. O să mai fac încă vreo 3-4 din astea și să văd cum o să fac cu energia. Pentru că acum, uite, trebuie să facem uh, Trebuie să ne ocupăm și de găini. Uite, văd că au crescut găinile din ce în ce mai mult. Aici fermă de, de găini, Toate, toate chestiile astea super, super șmechere. Um, ok, și mă gândeam, deci, să fac o fermă din, din chestii din astea. Și uite, ce-i fain e că pot să pun chestiile astea. Și văd că s-au updatat din 1.7.2. Și uite, avem aici un betișoare ceva de urechi, ca să luăm uh, ADN-ul de pe mobi. Deci, putem lua ADN-ul mobilor doar cu chestia asta. Nu cred că am mult pe aici. String. Am doar două bucăți de string. Nu și nu pot să fac cu asta. Ok, nu contează. Uh, și haideți să vă arăt aici am mai multe tipuri de găini. Am mai multe tipuri, de fapt, de ouă din care noi o să o scoatem găini. Era pe aici ceva găina din glowstone, dacă nu mă înșel. Da, uite aici, glowstone. Și să mai verificăm. Deci asta știu sigur că era... Uite, avem capete, încă un dragon head. Uh, bă, da, eu n-am luat dragon head-ul. A, ah, stai, uh, nu-mi picase. Mai aduc aminte că nu picase dragon head-ul. Oh, și se tot deschid sau care e care idee? Am văzut că tot a apărut acolo ceva. Nu, nu știu care-i, nu știu care ideea cu, aici trebuie să fie insert, extract, ok. Nu știu care e ideea cu chestia aia, să vedem dacă ne a picat vreun artefact loot bag din asta. Um, și acum o să merg, o să merg să vă arăt, uh, o să merg să vă arăt ce-am făcut eu la, deci asta e first edition. Hai văd pică ceva bun. Pe bune, nimic n-a picat. Pe bune. Ok, le lăsăm aici. Uh, dăm drumul la găinile astea. O să le dăm drum acolo jos. Chiar sunt curios să văd dacă luminează. Dacă luminează, e șmecher. Nu, no, nu luminează. Ar fi fost, ar fi fost fain să lumineze. Uh, dăm time set day. Dăm J. Și ne teleportăm la, sub, la ceva ce e foarte important. Și v-am zis că o să fac. Ne teleportăm la cactus. Și uitați-vă uitați aici ăstea uh, pot să zic că sunt locurile distruse, uitați-vă acolo dreapta sus pe hartă că uh, că deja am început să, să lucrez foarte foarte mult la, la, la chestia asta, mi se, pare, mi se pare super super tare, chiar mi se pare super tare, uh, cu, cu orașul ăsta așa o să fie suspendat, nu -o, o să aibă pe ce să stea, deci o să fie super super șmecher, care chiar îmi place um, și da, aici o să continui, adică de fapt eu aici continui cam de fiecare dată când sunt off camera și chiar nu, chiar mă plictisesc uh, Mai fiind aici și mai dau ceva bătaie și am aflat, deci am aflat, uitați-vă Deci cam așa făceam eu înainte uh, Foloseam vein minerul și gentineam și îi dădeam drumul și atât a se întâmpla Și am aflat că dacă țin pe vein miner mai mult, uite acum țin mai mult, trebuie să țin mai mult pe butonul ăla de vein miner Uh, dacă ții mai mult pe butonul de vein miner, chestia aia pur și simplu îți vein minerul pur și simplu merge mai mult, merge mult mai mult. Și mi se pare super, super tare cum arată toată chestia asta, așa, nu știu dacă putem folosi locul ăsta la ceva, uh, la ceva util, adică să facem o clădire ceva pe el, uh, sau să facem o fabrică ceva, aici am putea să facem, de fapt, ba, aici am putea face o fabrică tot așa de monștri, numai mai un, numai ca să atragă mobii uh, și mi se pare super super tare ideea asta uh, dar încă nu știu încă nu știu exact uh, la ce o voi folosi What? What? Lol, mi-a furat, mi-a furat gagica asta Deci ăștia au făcut un prunc aici, au făcut un puradel Uitați-vă așa, au făcut un copil Deci asta, imaritată cu Ernest Telma deja avem o familie în jur aștept să le facem o căsuță ceva wow, mi se, mi se pare super interesant mi se pare super interesantă ideea uh, și hai să trecem să facem cât mai multe din astea vreau să uh, fac acum mai multe chestii alea, pentru că vreau deja să intrăm în toată chestia asta și încă sunt uimit de Ultimate Furnace-ul ăsta, chiar sunt foarte, foarte uimit de Ultimate Furnace și uh, hai să trecem la mob grindere ai de mine, deci o să să fac foarte multe iron sword-uri. Uh. Multe iron sword-uri și facem mai multe de astea așa, mai multe sticuri. Cred că mi ajung. Iron sword, facem așa, poc, poc. Cred că ajung. Cred că ajung câte de-astea am făcut. Uh, mob, mob grinder, poc. Ok, iron spike, am nevoie de foarte multe iron spike-uri, 13, u doar 13, slăbuț, și să facem, de fapt, cred că am foarte multe din astea, da, am foarte mult iron, uh, iron sword, trebuie să facem iară câteva iron sword-uri, le aruncăm așa pe toate aici, poc, și ne ce să facem mob. Mob grinder, adică chestia asta, câte avem? 6. U, uh, 6 avem. Uh, și ce ne mai trebuie să facem? Diamante. Pe bune nu mai avem diamante, diamond. Și ia să verificăm coriul, pentru că coriul ăla știu că funcționează bine de tot asta de aici. Uh, 30 de diamante. Știam că niciodată nu, nu mă va dezamăgi chestia asta. Uh, deci, sper că în episodul ăsta să trenăm toate, toate a, ah, ok, 7. Huh. Mob Mesher. Deci, pe bune, pe bune, e foarte, foarte enervant să faci atâtea chestii și să știi că nu-ți ajung. Deci, să știi că nu-ți ajung toate chestiile astea pe care le faci, e destul de enervant. Ok, uite acum nu mi-ajung spike-urile Oh, și avem deja 9, super, nu ne mai trebuie um, Și ia să văd dacă una, adică dacă semnalul se transmite Nu Deci trebuie, cred că să fac un semnal pentru toate uh, Și acum o să lucrez la semnalul ăla Deci, gen, ia să vedem dacă pot să-l fac așa pe sub Oh, uite acum ar prinde bine o lopată Eu niciodată n am avut o lopată în, în modul ăsta Uh, shovel. Oh, ba, oh, uite, am avut o lopată, chiar am avut o lopată și nu știu de ce nu mai am. Nu mai aveam în inventar, de exemplu. Ok, și trecem cu ea pe sub. A, ah, poate pentru că era extrem de slabă. Sau oare trebuie așa? Ia să verificăm prima oară, facem așa. Uh, și trebuie să mă se niște redstone, pentru că redstone-ul ne... Adică o să, da, o să facem cu conducție prin redstone. Și ia să vedem, redstone... Poc, poc, poc. Ne ajung bucățile astea. Și hai să vedem. Sper să funcționeze toate chestiile astea. Deci avem acum o familie în zonă. L avem pe puradelul la mic care, uite la aici, cum îl cheamă? Melanie parcă? Melody. Personalitate strong. Are personalitate puternică puradelul ăsta. ai de capul meu. Nici nu așteptam să, să fie altceva. Oh, și primesc damage gen dacă sunt blocat în ea, ok. Și acum ia să punem unul așa. Punem poc. Ok. Bun, așa nu, nu funcționează. Și ia să vedem dacă funcționează gen... Așa. Oh. Ciudat. Foarte ciudat. Hmm. Cum să fac eu toată chestia asta să funcționeze? Uite, cred că o să fac așa. Ok, și mai trebuie aici o bucățică Ok, și acum nu avem, nu funcționează cea din mijloc Mamă, dar dau aștia un damage de te rup Hai de avem? ok um, Și cum facem noi să funcționeze asta din mijloc? Cum facem noi să funcționeze asta din mijloc? A, ah, uite, ok Ok, super, deci am făcut tot să funcționeze um, și gen dacă pică în loc de la o anumită, ai de capul meu, am putea simula asta cu ceva mob, dar nu avem mobi, nu avem mobi în momentul ăsta, dar o să mă duc acum să, o să mă duc și o să încep să amplasez totul, o să opresc, uh, ia să vedem, cu lever pot să opresc toate chestiile astea, nu pot. A, ah, cel, mai, cel mai simplu, așa opresc totul. Tai, tai energia de la ele. Uh, mergem la niște stone, pentru că îmi place cum arată stone-ul ăsta fin. Adică nu, nu văd o altă, un alt material momentan pe care pot să-l folosesc pentru un mob grinder. Um, și sunt curios să văd cum funcționează. Gen, uite, punem așa. A, ah, și aveam noi un wand, parcă... Da, aveam un wand undeva acolo în în, în Diamond Chest, dar ia să verificăm unde, unde este mai exact. Tot te uite la am pe ăsta, dar asta ăsta nu bun. Uite, diamond ăsta, super. Ăsta ne ajută super, super mult. Chiar ne ajută extrem de mult un diamond one. Să vedeți și de ce, adică poate unii știți, poate unii nu știți, dar uitați-vă și voi, pur și simplu eu pun așa. Acum, adică cât am stat să merg după wand, încă nu, încă nu terminam de, de făcut toată chestia aia. Și să vedem, deci astea sunt aici. Aici ar trebui să fie mijlocul și o să facem așa. Ok, și o să facem acum toată chestia asta. O să vină exact așa. Deci plouă acum în Timișoara de rupe. Plouă de rupe. Ok, și să-i dăm drumul să vedem care e ideea cu chestia asta. Uh, o să-l pun... Uite, hai să zicem că îi dăm drum aici. Ok, și funcționează toate. Mă bucur că funcționează toate. Asta e în primul rând ceva super, super tare și acum îi dăm drumul cu chestiile astea. Oh, trebuie să fac niște conveyor. Slau um, Slow conveyor. Ok, hai să facem câteva, doar să vedem dacă funcționează exact cum, cum mi aș dori eu. Um, ia să văd dacă am railuri. Nu am railuri. Ok, trebuie să fac railuri. What? What? Nu știam că să se fac Wooder Creuzet Cum fac eu rost de creuzet mult mai A, știu cum fac rost de creuzet Fiți atenți aici Mi-am adus aminte Poate v adus aminte și voi cum facem rost de creuzet Dar asta e cea mai bună modalitate în momentul asta. Deci modalitatea mai bună decât asta Nu o să găsiți momentan Trebuie să facem și pantaloni, ok, și ne-au rămas câteva Și mergem acum la Făcut rost de creozet Fiți atenți cât de ușor Facem noi rost de creozet Oh, mi-am pus din greșeală angel ring Era să-mi dau acum omorul Angel ring, deci fiți atenți Cum facem noi rost de creozet, like a boss mi-am dus aminte din primele episoade, bine că... Bine că n-am uitat, foarte bine că n-am uitat. Și o să vină cam așa. Nu. Ah, uh, căul, 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 căul! Căul, 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 Exact. Eh? V-am zis eu că facem creuzet like a boss. So, o, de mine, am făcut acum la creuzet cât pentru toată viața. Uh, și mergem și punem așa. Ai de mine. Pe bune, nu am, n-am uh, plencuri. Ok, avem acum cu siguranță avem. Ăștia fac mișto. Și să vedem dacă avem de făcut. Ai de capul meu. Bă, ce nu am eu aici? Pe bune nu am wooden. Deci, mie nu vine să cred că eu le-am consumat toate alea așa de repede. Deci nu mai avem... A, gata, știu de ce mi-aduc aminte. Pentru că nu le aveam puse în sistem. Uite-te, acum funcționează mult mai bine. Um, și trebuie să facem asta, adică o să avem 8. Deci o să avem câte railuri? O să avem... Ai de mine, 32 de railuri, super. Uh, ok, și acum 8 conveyor, 32. Bă, da, câte avem? Mamă, da, câte avem? Hai să facem 64 totuși și lăsăm atâtea. Deci chiar a meritat, chiar a meritat să ne batem capul cu toate chestiile alea. Uh, să oprim asta că o să ne spargă. Nu, să-l punem unul mai sus. Uite, așa. Mamă, dă-i drumul. Ok, n-a fost cea mai bună idee. N-a fost cea mai bună idee să lovesc ăla și nu am o sabie. Deci la câte săbi am acolo în, în, în terminal, nu-mi nu vine să cred că nu am o sabie la mine. Sword. Oh, pe bune mă bate ăsta? Ah, pentru că nu am... n-am armura de obsidian. Acum... Acum totul are legătură A, Obsidian, deci luăm ăsta, ăsta, ăsta și cu Diamond Boots ăștia. Super, acum ar trebui să rezist. Sper să rezist acum. Mamă, dar cât sunt, e plin de ei. Deci știu cum fac, o să, o să trească să-l distrug. Și acum o să trească să-i bat pe rând. Mamă, da, greu îi bat. A, ok, deci așa-i atrag. Hai, dați-mă, hai să ne batem. și mai avem și pe ăsta, și pe ăsta. Ok, si ei batem super ușor uite, cu creier. Mamă, da ce, ce noi scot băieții bu ăștia. Ok, și avem toate conveiorele astea puse așa. Sper să ajungă, sper să ajungă toate conveioarele astea, uite așa. Nu o să pun doar 3. Nu spune că le sparge. Sper să nu le spargă. Aici, ba, o să pun astea, o să le pun așa. Aici o să vină iar un rând de 3. Opa, opa. Ok, și cred că mai avem nevoie. Mai avem nevoie exact de 9. Să verific. Oh, deja am scos 30 de minute. Am scos 30 de minute din episodul ăsta. Ai de mine, deja am trecut cu mult, cu mult peste peste limită. Am trecut cu mult peste limită. Fac este asta, verific dacă este și cam asta este episodul. Uh, Uite, avem așa și aici ar trebui să vină așa. De fapt, ar trebui să vină așa. Nu contează, cu vie, tot acolo se duc toți. Hmm, aici e puțin ciudat. Te fiți atenți cum facem. Hopa! M-am speriat puțin, cred că, nu, nu știu dacă aș avea nevoie de ceva lumină, dar ia să vedem cum funcționează cu asta așa. Am eu o idee mult mai bună atunci, o să-l punem așa cu o bucățică acolo și ia să vedem se-a toate. Ok, super, s a toate acum, uh, tot nu-i bine. Să vedem dacă așa. Ok, super. Acum totul este exact cum aș fi vrut. Uh, nu mai arată puțin ciudat de sus. Hai să vedem dacă dacă toate îi dau bine acum. Ok. Deja ne-a picat un cap de zombie. Asta e super tare. Și ăla nu știu de ce, cred că s-a bugat acolo. Ah, știu, cred că trebuie să le facă cu una mai sus. O să le fac asta cu una mai sus, până acum totul funcționează exact cum mi-aș fi dorit, chiar funcționează foarte, foarte bine. Uite, văd că se bughează ăștia aici, așa, Da. dacă le facem cu una mai sus, nu se mai bugheze și o să trebuie să fac conveoare care să funcționeze. Oh, s au oprit sau ce s-a întâmplat? Nu știu. Deci, băi, fraților, uite, văd acum mi-a dat și crește creș serverul, a zis, bă, frate, ai făcut 30 de minute, marși afară, nu știu ce s-a oprit serverul uh, Deci, băi, fraților, cam acesta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut, mie unul chiar mi s-a părut super, super tare, am făcut loot bag-uri, am făcut la ultimate furnace am făcut acest uh, acest mod super, super tare de uh, a omorî mobii și să ne dea loot dropuri, uh, Chiar mi se pare super, super interesant, deci ce am fost sami fraților, și v-am pupat A, ah, nu, e exact că acum a picat internetul, deci foarte bine că am terminat la sfârșit Asta e, fratilor, v-am pupat, pentru că e furtuna în Timișoara.